Comisia de etică a Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu a constatat că două cărți de autor cu care Romanescu a ajuns conferențiar nu se regăsesc înregistrate în bazele de date ale Bibliotecii Naționale și ale bibliotecilor cu drept de depozit, iar ISBN-urile declarate de Marcel Romanescu aparțin altor cărți. Romanescu a făcut public un document care analizează doar procedura prin care el a fost sancționat de Universitatea Constantin Brâncuș, nu unul care îl scapă de acuzația de plagiat. Da, am primit și noi hotărârea Consiliului de Etică și Management Universitar, elaborată în data de 21 septembrie, a ajuns la universitate și conform rezoluției Consiliului de Etică și Management Universitar, Senatul Universitar a greșit atunci când a invalidat, respectiv a validat două rapoarte de caz ale Comisiei de Etică și a avut în vedere Consiliul de Etică și Management Universitar faptul că nu s-a respectat cadrul legal și respectiv Comisia de Etică nu se subordonează în niciun fel Senatului Universitar și prin urmare rapoartele de caz ale Comisiei de Etică nu se supun validării sau invalidării de către Senatul Universitar. Practic, din această rezoluție rezultă doar atât că nu s-a respectat legea în ceea ce privește asigurarea independenței Comisiei de Etică a Universității. Rectorul UCB susține că a fost analizată procedura de sancționare a primarului, nici de cum nu s-a verificat dacă acesta a plagiat sau nu. Eventualul plagiat sau despre prezența sau absența cărților care pot să facă o presupusă analiză de plagiat, nu pot să vă spun pentru că nici Consiliul Național nu cred că a avut în vedere acest lucru. Din rezoluție atât rezultă faptul că nu s-a asigurat la nivelul Universității independența Comisiei de Etică și prin urmare Consiliul de Etică și Management Universitar a dispus anularea hotărârilor de Senat prin care se valida, respectiv se invalida un raport de caz, vorbim de fapt de un raport de caz al Comisiei de Etică care în primă fază nu l-a găsit vinovat pe domnul Romanescu. Acest raport a fost invalidat printr-o hotărâre de Senat, ulterior s-a revenit la Comisia de Etică. Comisia de Etică a venit cu o altă propunere la Senatul Universitar, prin care a stabilit că este vinovat Marcel Romanescu, raport de caz final pe care Senatul Universitar l-a aprobat. Deci concluzia, Comisia de Etică a Universității nu este subordonată niciunei structuri de conducere din Universitate, nici Senatului Universitar, cu atât mai mult altor organisme colegiale și acestea au fost considerentele care au stat la baza rezoluției Consiliului de Etică și Management Universitar. Marcel Romanescu susține că a dovedit că nu a plagiat și că nu este vina lui că nu se mai găsesc cărțile. Nu, era un război pe care eu l-am înțeles de la început. N-avea nicio treabă cu calitatea mea de profesor. Acest război s-a declanșat în campania din 2020. Ulterior s-a dus la bun sfârșit în 2021, atunci când mi s-a emis o decizie în care mi se aducea la cunoștință că am comis anumite fapte de care nu știam. În 2008, pentru că ne referim la aspecte care s-au întâmplat în anii 2008-2009, eu am depus un dosar de concurs cu toate documentele necesare la acel dosar și după 12 ani aflasem că dosarul meu nu mai este în regulă. Deși acel dosar cu toate lucrările, cu toate cărțile trecuse prin mâna evaluatorilor care au spus și orice poți să infirmi sau să confirmi, dar nu poți să negi realitatea că acele cărți și lucrările existau la dosar la momentul acela. Primarul municipiului Târgu Jiu a fost acuzat că a promovat în funcția de conferențiar universitar în baza unor lucrări plagiate sau inexistente.